Tatiana Pușcaș, elevă la Colegiul Național Liceu Brătianu Hațăg, ținerea. Cum îți ține minte? Am auzit că tu ești președinta Consiliului Elevilor. Ce înseamnă asta? Bine, dacă mă ocup cu tot ce înseamnă activități legate de școală, în special extracurriculare, prin care vrem să promovăm liceul nostru și în special pe Bun. Eu ridic cred că ați ținut despre ele. Astăzi ați organizat un eveniment, în față că ați distribuit pe Facebook. Am văzut că participă foarte mulți colegi de ITEC. Ce se întâmplă astăzi? Astăzi am organizat o expoziție de artă. Avem foarte mulți tineri talentați la noi în liceu și am vrut să vadă tot orașul nostru că... Doar orașul? Deci noi am distribuit și pe Facebook ca să vadă toată lumea și să vină la eveniment. Așa. Să vadă că avem tineri care chiar muncesc pentru viitorul lor și care își doresc ceva mare pentru ei. Ai expus și tu acolo? Nu, eu sunt doar oameni. Deci ești organizatoare, practic ai muncit într-un fel pentru alții astea. Da, pentru ei. E ok. Am văzut că au expus cel puțin vreo 7 colegi, nu? 11. Da. Ce zic de chestia asta? Sunt invitați, e prima expoziție de acest gen, cum au fost și altele. Când sunt toți la oaltă, eu știu prima expoziție. Alții au mai avut expoziții personale, dar pentru ei așa este prima la liceu și... Cum sunt pentru voi, sunt mulțumit de impactul pe care l-a avut, de prezența celor care sunt aici, acum? Sincer, da, suntem mulțumiți. Ne-am fi așteptat să fie mai mulți profesori care să ne susțină, dar încă așteptăm oamenii să vină și să... E încă de vreme, nu? Da. Ați început de o jumătate de oră. Credeți că vor mai veni și alte persoane? Au promis. Care dintre profesori v-a sprijinit cel mai mult? Mi-a sprijinit doamna Ovinescu și ne-a sponsorizat doamna Stoica, dirigenta clasei noastre. Am înțeles. Deci ele sunt trecuți. Da, ele. Iar colegii tăi care expun astăzi vor să urmeze o carieră în acest domeniu? Majoritatea, da. Da? Ok. Mulțumesc, Oxana. Îți doresc o seară bună cu dumneavoastră și la fel.